Nu-mi spuneți, vă rog, un pic ce s-a întâmplat acolo, ce-a fost? Nu știu exact, când eram la sediu, s-o furat mireasa, s-o dus către oraș, către Dej. Asta nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar a fost nuntă mare sau ce era? Nu, o nuntă restrânsă între neamul și vecini și... Am înțeles că dumneavoastră ați fost la nuntă. Ce s-a întâmplat în momentul ăla? Cum? Păi, s-a furat mireasa. Au plecat cu nănașele. Mai mulți au plecat. Erau, nu știu, tare mulți în mașină, vreo 4-5. Erau mașină și le-a apărut un cal, bănuiesc, așa au spus că un cal a apărut în fața lor și s-a tamponat. Și cum a ajuns vestea la nuntă? Cum ați aflat? Care au scăpat mai cu câteva zgârieturi și astea, au sunat pe ăștia de la nuntă și le-au spus că au avut accident, e grav, poliția, spital, tot. Și în momentul ăla nunta s-a oprit, mă gândesc. Da, s-a oprit tot. Dumneavoastră cunoașteți de mai mult timp pe mireasa. Da. Cum era? Își dorea mult să facă o nuntă sau cum a fost? Da, ea a mai fost o dată căsătorită și o divorțat din probleme, nu știu, s-a rus probleme, nu știu. Și acum dacă o sta cu viitorul soț sau soț, amu poți să-i spui, și-o dori să-și facă și eu cununie, nu știu. Și ăla nu-i te la fișorul? Da, și ăla e în comă. Și ăla e în comă? Da. N-am avut nicio putere dimineață când am auzit. Eu n-am soț și vai de capul meu. Și așa de așa, că după masă se vine să lucrăm toate cu căruța și să lucrăm acasă la lucrăm. Ăsta de la cine l-a primit? De la nănașa mare. Ăsta. Asta de la nănașa mică și florile și bucățelul ăsta. Asta e buchetul ei de mireasă. Ăla e buchetul de mireasă? Da. Ăsta e buchetul ei de mireasă. Și aștepta mult să fie mireasă, își dorea mult asta sau? Cum să vă spun, a fost, ea a mai fost toată căsătorită. E. Și cu primul soț au avut doi copii, ăștia doi copii. S-au divorțat, s-au lăs. Ea s-a căsătorit a doua oară și a stat nelegitim așa 11 ani împreună. Și cum ei s-au gândit, hai să facem și noi o masă, să fim și noi undeva odată creștini, ori la biserica asta, ori dincolo, să fim și noi a noastră. Să... Și asta și-o dori foarte mult. Foarte, foarte mult. Și atâta s-o pregăti ceva extraordinar, parcă nu s-o pregăti acum. Foarte mult s-o pregăti femeia asta. Foarte, foarte, foarte mult. Și așa distracție, cum a fost și asară, cum și-o ăla e, și cum și-o făcut ea și toate, și s-o zbă... să ia eu de toate, să fie mulțumit. Muzicanți au fost în partea aceea acolo și în ea. Și dintre muzicanți au fost un vorbea ei. Și am înțeles că ea vrea să fie furată ca conform tradiției. Ea le-a zis la băieți. Da, e, da. Da, e. O, ăla într-una, 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 atât așa o zis. Să o fure, să o fure. Și am zis, nu duce, zic că duceți-o până la mine acasă și acolo închideți-o în casă și lăsați-o acolo și apoi atunci s-a duce. Asta și-o dorit ea să meargă, nu știu ce să vă spun.
Și știți unde s-a pornit să meargă, unde a vrut să ducă? La casa de piatră. Deci, apoi eu nu știu pe unde e aia, vă spun sincer. Că nu știu pe unde e. Numai. Da. Asta a fost să fie. Pentru ea, că e, au zis medicii, că nu-i speranță să trăiască, că și acum... No, eu am un băiat în Cluj care lucrează la camera de comerț în Cluj, băiatul ăla mai mare. Și acum l-a sunat fata și i-a spus să le ducă mâncare, că nu se mișcă de lângă ea. Speriată, parcă... Când știind că am muncit singură, vă spun singură, atâta mâncare și atâta... Că mă... Nu știu ce să vă spun, nu știu. Știu viața ei. Măcar acum dacă ar veni... UDC-urile astea lor și al primarului și al lui ăștia stând... Ei v-au filmat așa, copii, nu cu nimeni să-i filme. Să-ți lasă mărți în internet.